În această dimineață, la numărul unic de urgență 112, s-a anunțat că pe drumul județean 687, care face legătura între Deva și Hunedoara, s-a produs un eveniment rutier soldat cu victime omenești. La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție rutieră care a constatat faptul că un tânăr în vârstă de 22 de ani din Reședința de Județ, în timp ce conducea un autoturism pe drumul județean 687 din direcția Deva spre Hunedoara, pe banda a doua de circulație, a pătruns pe sensul opus, intrând în coliziune laterală stânga cu un alt autovehicul condus de un bărbat în vârstă de 51 de ani din localitatea Peștișu Mic, care se deplasa în sens opus. În urma impactului, autoturismul condus de tânărul de 22 de ani a părăsit partea carosabilă, lovindu-se de un stâlp de iluminat public situat în afara părții carosabile a sensului de mers Hunedoara-Deva. Pentru scoaterea tânărului din autoturism a fost nevoie de descarcerare și, în ciuda tuturor eforturilor depuse de cei de la serviciul de ambulanță județean, șoferul în vârstă de 22 de ani nu a mai putut fi resuscitat. Am fost solicitați prin serviciul 112 să intervenim la un accident rutier undeva între Cristuri și Sântu Halm. Echipajul nostru a ajuns la fața locului, a constatat un pacient cu leziuni grave post-accident rutier. A fost o ciocnire frontală acolo. Din păcate, un pacient tânăr care nu a răspuns la manevrele de resuscitare după evaluarea primară efectuată la locul solicitării, s-a dovedit că existau leziuni incompatibile cu supraviețuirea. Astfel, pe marginea șoselei dintre Deva și Hunedoara, cunoscută ca și drumul morții, va mai apărea o cruce. În mod miraculos, celălalt șofer, căruia i-au fost recoltate probe biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei, nu a suferit vătămări corporale. În cauză, polițiștii au deschis dosar de cercetare penală pentru comiterea infracțiunii de ucidere din culpă.